Zonele de agrement pentru copii au fost și rămân o prioritate pentru administrația Lugojului. În 2020 a fost efectuată o evaluare tehnică a stării complexurilor de joacă. 90% dintre acestea prezentau elemente de nesiguranță în exploatare. Principala preocupare a fost aceea să le înlocuiască treptat pe toate. În prezent, pe domeniul public al municipiului Lugoj sunt montate 60 de echipamente de joacă, iar luna viitoare urmează finalizarea montajului a încă 27 de echipamente noi. La finalizarea celei de-a treia etape, copiii din Lugoj vor beneficia de 14 locații utilate cu 87 de noi echipamente de joacă de cea mai bună calitate. Este cel mai amplu program demarat vreodată pentru acest tip de investiții. Noi când am venit în primărie am făcut o evaluare tehnică a tuturor locurilor de joacă. Din păcate acestea erau într-o stare foarte proastă, totdeauna s-a investit în locuri de joacă de proastă calitate și nu s-au reparat cele existente la momentul potrivit. Erau toate ieșite din garanție și foarte degradate. Ne-am propus ca în 4 ani de zile să le înlocuim pe toate. Acest program a început acum 2 ani. Până în prezent am înlocuit cam jumătate din locurile de joacă din oraș, undeva la 84 de echipamente de locuri de joacă instalate. În unele zone suplimentăm în funcție de necesitățile care ne vin de la populație. Urmează celelalte locuri de joacă care încă nu au fost înlocuite. Dar cel mai important totuși este și faptul că în toate spațiile de învățământ pe care le modernizăm, avem prevăzute noi locuri de joacă, adică vom construi de la zero în fiecare unitate de învățământ, creșă, grădiniță sau școală generală, câte un nou loc de joacă. În alegerea locațiilor au fost luate în considerare și cerințele venite din partea lugojenilor. Nevoile utilizatorilor au contat nu doar ca decizie inițială pentru înlocuirea echipamentelor de joacă, ci și ulterior pentru a face completări cu noi echipamente.